oameni deosebiți. În această ediție îi vedem pasiunea maestrului Mihaela Gafița, care știe nu doar să dirigeze cu bagheta, dar poate să dea și capace, pentru că are o pasiune deosebită pentru kickboxing. Mihail Agafița practică sportul de mic, însă anii de studenție l-au ținut departe de pasiunea sa din copilărie, și anume boxul. Am practicat diferite sporturi de luptă. Până la urmă am ales acest sport pentru mine, care este, consider că e cel mai potrivit. Eu fiind muzician, trebuie să-mi păstrez oare cu mâinile, și aici în kickboxing se lucrează cu mănușile. Respectiv, asta îmi oferă măcar cât de cât o mică protecție la deget. La fel precum dirijatul, antrenamentele îl ajută să fie mult mai disciplinat și să-și dezvolte o voință de fier. În mod normal, antrenamentul durează 2 ore, dar dacă știu că am a doua zi concert ceva foarte important, atunci eu mă strădui să-mi limitez antrenamentul cam la o oră jumătate. Orientativ, depinde acum după cum mă simt, ca să pot efectiv să dau randament maxim și a doua zi. Deși se consideră doar un amator, noi ne-am convins că are și abilitățile unui sportiv profesionist. De aceeași părere, este și antrenorul personal al artistului. Очень такой хороший ученик, очень приятно заниматься с такими учениками, когда действительно они выкладываются полностью, не в зависимости ни от возраста, ни от усталости, ни от какой-то занятости, помимо тренировок. Молодец, отличные результаты за кратчайшие сроки. Nu ține un regim alimentar strict, dar cel puțin încearcă să ducă un mod de viață cât mai echilibrat. Îmi permit să beau și un par de vin, dar în măsură, bineînțeles, și să fac și antrenamente, să fac și muzică și să dau randament maxim la munca pe care o fac zi de zi. Viața fără muzică ar fi de neimaginat pentru el, astfel că sportul rămâne a fi doar un refugiu.